Avem o tocăniță de nisetru. O rețetă care nu este a noastră. Provine din Bangladesh. Mâncăm ceva deosebit astăzi. Aici prepară minele de calamar și tentacule de caracatiță. Cu ingrediente simple, ca la noi acasă. Sare, piper, lămâie și ulei de măsline. Atât! Într-o zi cu dezlegare la pește, tentaculele de caracatiță, inelele de calamar și midiile în sos au fost la fel de cerute de clienți ca păstrăvul, somonul sau dorada în diverse sosuri sau la grill. Nu, dar sunt florile și se mănâncă pește. Aș încerca orice, dar mici nu e aici. Mici. Dezlegare la pește astăzi. Da, da. De somon mâncăm. De somon. E foarte bun. Duminică s-a încheiat prima ediție a festivalului culinar Ice and Fire Street Food, eveniment care a reunit bucătari din Buzău și Brașov. M-am regăsit cu câțiva prieteni dragi din Brașov, care fac parte din noua asociație, Guerilla Cooking, și am pus la cale un mic cooking show, să zic așa, pe care l-am transformat cu timpul într-un festival. Am dat denumirea festivalul peștelui și a fructelor de mare. L-am pus în Buzău și am venit să oferim ceva de calitate buzăienilor. În cele trei zile de festival, buzoienii au avut ocazia de a savura deopotrivă mâncăruri exotice și preparate tradiționale din zonele pescărești ale României.